Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Astăzi vorbim despre orașe durabile. Ce presupune acest concept? Ce abordare trebuie să aibă autoritățile, companiile, societatea civilă? Cât de ușor sau cât de greu se poate transforma un oraș din acest punct de vedere? Pornim discuția de la un eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie franceză în România pe 15 mai, având ca temă orașul durabil. Invitată în studio este Adriana Record, directoarea executivă a instituției. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Cum ați defini pentru început orașul durabil? Ce presupune acest concept? Orașul durabil este orașul în care locuitorii lui se simt confortabil și se proiectează pe termen lung. Este orașul care știe să se transforme odată cu evoluția populației și a obiceiurilor acesteia, și este orașul care integrează acțiuni transversale, politici publice transversale și care să integreze cei trei actori de care spuneați mai devreme, autoritatea publică, companiile și societatea civilă. Se poate pune un semn de egalitate între orașul durabil și conceptul de smart city? Smart city este o componentă a orașului durabil, evident, pentru că tendința acum este cea de digitalizare. Digitalizarea este cea care va permite în mod mai rapid și mai eficient atingerea unor rezultate de optimizare, de monitorizare, de luarea deciziilor. Deci smart city este un instrument la îndemâna autorităților pentru a realiza conceptul de oraș durabil. În comunicatul de presă spuneați că pentru a putea vorbi de un oraș durabil trebuie ca mai întâi să concepem orașul ca pe un ecosistem. Explicați-ne puțin comparația. Orașul ca și ecosistem, din punctul nostru de vedere, se bazează pe trei dimensiuni. În primul rând, vorbim de orașul care se construiește de jos în sus. Orașul locuitorilor, așa cum spuneam, și în care societatea civilă are toată dimensiunea pe care o merită în a se exprima și a-și face cunoscute nevoile. Apoi, orașul evolutiv. Acum orașele funcționează din ce în ce mai mult, mai ales cele mari, ca niște orașe magnet care atrag din ce în ce mai multe, din ce în ce mai mulți oameni, și o politică publică trebuie să se bazeze întotdeauna pe o viziune de 15-20 de ani, cel puțin, și nu pe rezolvarea unor probleme imediate, pentru că altfel se va confrunta foarte rapid cu niște probleme de eficiență, de finanțare și de saturație. Și în al treilea rând vorbim de transversalitate, așa cum spuneam, transversalitate între diferiții actori și între diferitele servicii ale orașului. Dacă continuăm să gândim serviciile în silozul lor, nu vom avea niciodată orașe care să se construiască în timp. Actorii, mai ales cei publici, dar și cei privați, companiile, sunt din ce în ce mai dispuse să-și reinventeze modelele economice pentru a merge către ceea ce înseamnă economie circulară, pentru a merge către servicii complementare și așa mai departe. Întrebarea ar fi cât înțeleg municipalitățile din toate aceste noțiuni, pentru că din discuțiile cu diversi oameni din societatea civilă, diversi experți, a reieșit că în unele cazuri primarii nu înțeleg să asigure nici măcar anumite chestiuni elementare pentru bunăstarea și dezvoltarea comunităților locale, nu știu, servicii de salubrizare sau un transport public decent. Cât de departe suntem de conceptul de oraș durabil? Sunt studii recente care arată că România pierde teren în ceea ce privește serviciile publice în orașe, e adevărat. Și acest lucru cred că se datorează cel mai mult lipsei de anticipație a evoluției orașului. Pe de altă parte, avem din ce în ce mai multe exemple pozitive, poate nu la nivelul orașelor celor mai mari, dar sunt comunități medii și mici care se organizează mult mai bine și mult mai eficient și unde oamenii chiar sunt motivați să găsească și finanțări suplimentare și să pună la contribuție toți actorii locali pentru a reuși proiectul de tranziție către orașul durabil.
Camera de Comerț și Industrie franceză în România, spuneam că organizează această dezbatere având ca temă orașul durabil. Cine participă la eveniment? Este a doua ediție a conferinței Orașe Durabile, pe care o organizăm la București, și a cincea dintr-o serie de conferințe pe care le-am organizat în ultimele luni, și anume Caravana Mobilității, cu care ne-am plimbat la Cluj, la Iași, la Timișoara și la Sibiu. Avem în panelul de marți, în conferința de marți, trei tematici. Pe de o parte, acest panel de mobilitate, unde vorbim atât de vehicule, noile vehicule adaptate orașului durabil, dar și de serviciile conexe acestor noi vehicule electrice, autonome și așa mai departe. Apoi avem un panel pe infrastructură, infrastructură rutieră, acesta este un aspect important, transportul urban, dar și infrastructura orașului în sine, energia, apa, deșeurile, toate aceste sisteme de care vorbeam mai devreme și care trebuie integrate. Și un al treilea panel dedicat finanțărilor. Cum se finanțează toate aceste proiecte? Este clar că, deși statul este responsabil sau autoritatea publică este responsabilă în a pune în aplicare proiectele sau a le iniția, nu le poate finanța 100% și sunt diferite formule care pot contribui la realizarea acestora. Și mai mult decât atât, avem un panel împreună cu primarii care au acceptat să răspundă provocării de a avea această discuție pentru a împărtăși și reușitele, dar și frânele pe care le-au avut în dezvoltarea unei politici durabile. Primari care vin din orașe, așa cum spuneam, mai mult medii, dar și orașe mari. Avem Reșița, avem Ploiești, Iași, Timișoara, Cluj, care au răspuns apelului nostru. Și avem de asemenea un invitat din doi invitați din Franța, viceprimarul orașului Clermont-Ferrand, oraș care s-a confruntat foarte multă vreme cu problematica dezinvestirii centrului vechi de activități economice și de populația practic părăsea centrul vechi pentru a locui mai degrabă în periferie unde erau activitățile economice și unde era o infrastructură mai adaptată. Orașul a avut o politică activă în a reinvesti centrul orașului cu activitate economică, activități recreative și așa mai departe, și este un succes care poate fi ușor de urmat. Și de asemenea avem un invitat din partea Ministerului Tranziției Ecologice și Solidare din Franța, care vine cu o viziune integrată și națională asupra tot ceea ce înseamnă Smart City. Discutăm acum prin telefon cu Alexandru Vescu, manager vehicule electrice la Renault România. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cum poate să contribuie industria auto la acest concept de orașe durabile, concret? Concret, evident, prin produsele pe care noi le punem la dispoziția clienților. Concret, printr-o gamă de produse menite să reducă poluarea, menite să contribuie la crearea unui mediu propice pentru dezvoltare durabilă. Și dar prin produsele noastre 100% electrice. Deci viitorul e electric, ca să zic așa, sau hibrid? În mod sigur viitorul este electric și din ce în ce mai mulți producători au o astfel de ofertă, 100% electrică. Noi avem avantajul că am lansat cam în urmă cu 10 ani prima serie, să spunem așa, de vehicule electrice. Momentan ne aflăm la generația a doua de baterii. Avem autonomii sporite, ajungem până la 400 de kilometri, așadar, ușor, ușor, vehiculul electric este o alternativă viabilă la vehiculul termic. Cum estimați că va evolua acest segment de mașini electrice în România anul acesta, dar și în anii următori? Piața de vehicule electrice este dinamică, este chiar foarte dinamică pe plan internațional și în România ea se cam dublează de la an la an. Așadar, mai ales cu ajutorul statului, avem toate motivele să credem că și anul acesta va avea aceeași evoluție spectaculoasă. Bine, se dublează de la an la an, dar să recunoaștem că suntem undeva destul de jos, adică tocmai de aici dinamica atât de impresionantă, nu? Da, într-adevăr, dacă ne raportăm la piața de vehicule termice, avem un procent destul de mic. Însă dacă privim exemplu altor țări, precum Norvegia, de exemplu, vedem că putem ajunge la o cotă de piață destul de mare.
dădeam exemplu Norvegiei, acolo s-a ajuns undeva pe la 25% din piața de vehicule noi să fie electrice. Așadar, sunt premizele unei evoluții spectaculoase. Care ați spune că ar fi principala sau cel mai important obstacol în calea dezvoltării pieței de mașini electrice, nu neapărat la nivel global, să ne referim strict la România? Strict la România sunt unii factori care în continuare favorizează vehiculul termic față de vehiculul electric. Însă, prețul, haideți să luăm aceste obstacole. Prețul este din ce în ce mai mic, deja investițiile se amortizează, deja statul român ne ajută cu un ecotichet de 10.000 de euro. De asemenea, o altă frână era până mai ieri autonomia. După cum spuneam, Renault se află la a doua generație de baterii. Deja am sărit de la 200 de kilometri cât era prima generație, ca și autonomie, deja am sărit la 400 de kilometri și ușor, ușor aceasta va crește. Așadar, nu va mai reprezenta, să spunem așa, o frână în achiziția de vehicule electrice. În al treilea rând, bineînțeles, oferta. Oferta este din ce în ce mai variată. Dacă în urmă cu 10 ani erau doar 2-3 producători, acum sunt din ce în ce mai mulți, efectiv cam fiecare constructor are o ofertă de acest gen. Există și infrastructura necesară în România pentru dezvoltarea pieței acestor mașini electrice? Până acum cred că puteam vorbi de un cerc vicios, în sensul că nu exista infrastructură pentru că nu există mașini electrice și nu exista mașini electrice pentru că nu exista infrastructură. Însă, ușor, ușor, un aspect îl ajută pe celălalt. Așadar, eu cred că pe măsură ce vor apărea vehicule electrice pe străzi și producătorii de borne de încărcare vor instala din ce în ce mai multe astfel de stații de încărcare. Dar momentan ne aflăm la început, însă ușor, ușor eu cred că și producătorii de borne vor recupera, să spunem așa, acest deficit. Momentan noi pentru fiecare vehicul electric oferim o soluție de încărcare, însă infrastructura publică este încă la început, dar este într-un progres vizibil, aș putea spune. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. A fost prin telefon Alexandru Vescu, manager vehicule electrice la Renault România. Apropo de orașe durabile, dezvoltate inteligent, am discutat într-o emisiune de anul trecut cu unul dintre cei mai cunoscuți cercetători australieni, Tim Flannery, ecologist, biolog, paleontolog, aflat în România atunci ca să-și lanseze cartea Speranță în aer. El a spus, între altele, că România este o țară cu două viteze, dând ca exemplu chiar Bucureștiul. Vă invit să ascultați un fragment. The country itself is very interesting to me because țara în sine este foarte interesantă pentru mine, întrucât, la un anumit nivel, observ unele probleme de mediu foarte serioase. De exemplu, traficul de aici, din București, este la fel de prost ca într-o țară din lumea a treia. Însă, pe lângă asta, am văzut oameni incredibil de inteligenți. Am vorbit la Universitatea de Arhitectură din București acum câteva zile și m-am simțit ca și cum aș fi discutat cu cei mai buni din lume. Oameni foarte, foarte inteligenți care știu cum să rezolve aceste probleme. Autoritățile trebuie să-i activeze pe acei oameni. Poate că asta e problema României. E o țară cu două viteze. Aveți oameni extrem de inteligenți aici, ingineri și arhitecți foarte capabili, dar țara trebuie să folosească aceste resurse pentru a se dezvolta. Cel puțin așa mi se pare mie din afară. Când mă duc la țară, s-ar putea să găsesc lucruri diferite. Știu că defrișările reprezintă o problemă importantă aici, dar încă nu am văzut asta cu ochii mei. Ce fel de măsuri pot lua companiile care vor să-și reducă impactul asupra mediului? Companies need to remain competitive. We all recognize that. They have to work in a real marketplace. Companiile trebuie să rămână competitive, știm cu toții acest lucru. Trebuie să rămână pe piață, dar pentru a supraviețui, trebuie să facă unele lucruri foarte importante. De pildă, să fie eficiente energetic, pentru că dacă nu folosești cele mai eficiente procese tehnologice, irosești bani. Acum 3 zile am vizitat o școală din România care avea o factură enormă la curentul electric, pe care o plăteau părinții.
clienții. Ei au luat decizia de a investi într-un sistem solar de mari dimensiuni, de 200 de kW, care îi va scăpa de problema, iar investiția se va amortiza în termen de 6 ani. Ei bine, lucrurile de acest gen sunt importante pentru orice afacere. Trebuie să te asiguri că nu pierzi bani prin ineficiență sau prin decizii greșite. So that sort of thing is also really important for any business, yeah? Make sure you're not bleeding money through inefficiency or wrong decisions. Tim Flannery, ecologist, biolog, paleontolog, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători australieni. Am discutat cu el anul trecut când s-a aflat în România pentru a-și lansa cartea Speranță în aer. Adriana Record, știe România să-și valorifice resursele umane valoroase, cum spunea Tim Flannery, pentru a se dezvolta? Probabil că știe foarte bine la internațional. Insuficient, a spune, deși sunt din ce în ce mai multe inițiative care vin dinspre mediul privat sau dinspre societatea civilă tineri sau, în fine, specialiști, arhitecți, iau lucrurile în mâini și propun proiecte, fie de eficiență energetică, fie soluții de ameliorare a calității vieții în orașe. Chiar recent vorbeam cu cineva care îmi povestea că visul lui este să inițieze în București acele grădini urbane suspendate pe blocuri. Nu este foarte complicat de făcut. Un grup de belgieni vorbea în trecut despre rolul albinelor în orașe și faptul că Parisul are de multă vreme, chiar pe Opera Garnier, mult stup de albine care alimentează această grădină și așa mai departe. Deci vorbim pe de o parte de inițiative complexe care au nevoie de strategie și pe de altă parte de inițiative private unde oamenii practic fac diferența. Vorbeați mai devreme de necesitatea unor strategii pe termen mediu și lung, nu știu, 10-20 de ani. Există așa ceva în plan local din ce ați văzut până acum? Există orașe care au o gândire pe termen mediu și lung? În primul rând, există o obligație europeană de a avea aceste strategii pe termen mediu și lung, atât la nivelul mobilității urbane, cât și la nivelul eficienței energetice și așa mai departe. Orașele din România sunt în curs de implementare a acestei politici europene și aș putea spune că, măcar pe hârtie, majoritatea au deja niște linii pe termen lung. Acolo unde există un deficit este probabil la fezabilitatea acestor planuri pe termen lung și la adaptarea orașului durabil la locuitorii săi. Așa cum spuneam mai devreme, nu există o rețetă de oraș durabil, nu există niște soluții standard care să poată fi replicate. Un oraș este cu atât mai durabil cu cât soluțiile sunt mai personalizate la locuitorii săi, la economia sa, la geografia sa și așa mai departe. Și acesta este rolul autorității publice, să ia în calcul toți acești factori diferiți și să-și personalizeze soluțiile care fie au fost testate în altă parte, fie le sunt la îndemână, pentru a le integra pe termen lung în politica locală. Bun, niciun oraș nu seamănă cu altul, fiecare localitate are probleme specifice, totuși există vreun oraș european din ce cunoașteți ce ar putea servi ca model Bucureștiului, de exemplu, adică să aibă cam aceleași probleme și să vedem și ce fel de soluții au găsit ei. Bucureștiul chiar este un exemplu foarte special atât în ecosistemul românesc cât și în sistemul european. Evident că sunt orașe care au găsit soluții la problemele pe care le are Bucureștiul. Aș menționa cel puțin cel al transportului public. La ediția de anul trecut a conferinței noastre, de exemplu, am avut ca oraș invitat orașul Bordeaux, care se confruntă de câțiva ani cu o dinamică foarte accelerată de atragere de locuitori noi, acest oraș magnet de care vorbeam, și care a trebuit să găsească niște soluții foarte, foarte pragmatice de proximitate pentru locuitori, proximitate între locul de muncă și locul unde
și rezidență, și mai ales să anticipeze evoluția care continuă să fie ascendentă. Din ce în ce mai mulți locuitori vin către Bordeaux, care este un pol economic foarte, foarte important, un pol universitar și așa mai departe. Deci probabil că există orașe care se confruntă cu probleme similare și au aplicat soluții eficiente. Acesta este și rolul demersului nostru, acela de a confrunta autoritățile publice cu exemple din altă parte. Tot la conferința de anul trecut am vorbit de exemplu de ceea ce se numește în Franța ecocartier. Ecocartierele sunt acele ecosisteme la nivelul cartierelor unde se readuc activități economice, școli, centre de recreative și așa mai departe, mai ales în zone defavorizate. Aceste ecocartiere se construiesc cu ajutorul diferiților operatori din zona utilităților, din infrastructură. Orașul Lyon este foarte avansat în acest concept. Deci, da, sunt exemple, trebuie doar voință. România, să mai spunem că are la dispoziție o resursă financiară importantă, e vorba de banii europeni, fondurile de la Bruxelles. Cum le folosim sau cum ar trebui folosite pentru a le integra în acest concept de orașe durabile? E o temă pe care o abordat și la eveniment, dacă nu mă știu. Da, finanțările sunt o problemă și nu sunt o problemă în același timp. Adică bani sunt pentru majoritatea proiectelor care ar trebui dezvoltate. De ce nu-i atragem? De ce nu-i atragem? Pentru că nu suntem pregătiți să-i atragem. Sunt multe blocaje administrative. Lucruri care încep să avanseze din fericire și chiar recent am fost implicați în diferite grupuri de lucru, atât pe parteneriatul public-privat, care a fost multă vreme o frână în calea investițiilor în infrastructură și în proiecte mari. De asemenea, se lucrează la legea achizițiilor publice și mai ales la mecanismele de soluționare a contestațiilor și de fluidizare a contractării proiectelor. Sunt frâne de ordin legislativ, așa cum spuneam. Sperăm ca împreună cu autoritățile publice și companiile să le rezolvăm încet cu încetul și să deblocăm aceste finanțări care există. Există, din câte am citit în presa centrală și locală, există și localități din țară, unele chiar foarte mici, comune, care s-au dezvoltat pe bani europeni și arată chiar mai bine și funcționează chiar mai inteligent și mai eficient decât orașe multe și mari din România. Așa este. Și îmi imaginez că pentru un primar de comună mică, chiar dacă este o comună mică, problemele nu sunt mai simple decât pentru un oraș mare. Poate sunt mai puțin complexe, dar probabil că și el se gestionează la nivelul lui decizii destul de complicate, cum să atragi finanțarea, cum să convingi oamenii și se confruntă probabil cu aceleași mize politice, economice și sociale ca într-un oraș mare. Dar cred că un factor care facilitează oarecum aceste politici de dezvoltare durabilă este și lipsa dispersiei. Orașele mari au tendința de a se dispersa foarte mult. Iar dispersia nu favorizează proiectele durabile pentru că oamenii se îndepărtează, se creează distanțe foarte mari între zone rezidențiale, zone de birouri, activități economice și în localitățile mici problemele sunt altele, să atragi investiții, să fidelizezi oamenii să rămână acolo, dar problema dispersiei, problema teritoriului nu există în mod neapărat. Cât contează, în opinia dumneavoastră, consultarea societății civile de către municipalități atunci când vorbim de asemenea strategii pe termen mediu și lung? Nouă ni se pare esențială. Dacă societatea civilă, locuitorii orașului nu sunt consultați, nu vedem cum se poate face o strategie de dezvoltare durabilă pentru orașe, pentru că principiul de bază este acela de proximitate a orașului, de locuitorii săi și de calitatea vieții. Pentru că în ultimii ani sesizăm și se vede asta cu ochiul liber, o falie din ce în ce mai profundă între factorul decizional, municipalitatea sau guvernul, depinde de caz, și mediul civic.
Pe de altă parte, din partea mediului civic, observăm inițiative din ce în ce mai structurate. Deci, așa cum spuneam, abordarea de jos în sus pune presiune și funcționează. Ne apropiem de final. În cât timp credeți că ar putea un oraș să devină un smart city? Sigur, nu peste noapte. Nu peste noapte, asta este sigur, dar dacă este doar să ne uităm la cel mai vizibil exemplu din România, care este cel de la Alba Iulia, au trebuit câțiva ani. A trebuit foarte multă integrare și foarte multă voință politică, dar... Plus o viziune. Evident că totul a plecat de la o viziune, dar este fezabil într-un orizont de timp relativ scurt pentru mizele pe care le are în spate. E mai ușor să gestionezi o localitate mai mică decât un oraș de mari dimensiuni, cum e Capitala sau Clujul sau, știu eu, Timișoara? Totul este, cred, o problemă de anticipație. Auzeam zilele trecute la Cluj o discuție legată de un eventual metrou în ideea că la un moment dat orașul va ajunge la un milion, un milion jumate, chiar 2 milioane de locuitori. Acum Clujul are mai puțin de 500.000, deci depinde pe ce orizont de timp te proiectezi și cât de devreme te apuci să rezolvi o problemă. E clar că atunci dacă ai o problemă instalată, e mult mai greu de rezolvat decât dacă nu o lași să devină o problemă. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Adriana Record de la Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Să amintim, pe 15 mai o conferință, un eveniment important organizat de acest for, pe data de 15 mai așadar, tema centrală, orașele durabile. Eu sunt Cosmin Ruscior, vă dau reîntâlnire la următoarea ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!